Mulțumesc foarte mult. Premierul Marcel Ciolacu a avut o ieșire nervoasă la adresa celor care critică măririle de pensii. Acesta i-a numit măgar pe cei care spun că nu sunt bani pentru pensii și ar trebui folosiți pentru altceva acești bani. Potrivit lui Ciolacu, PSD și-ar rata menirea de Partid Social Democrat dacă nu ar încerca să ajute seniorii României. Iată declarația. N-am nicio reținere să spun. Sunt un om care mi-asum lucruri. Și bune și rele. Sunt un om care știu să mă aplic și să văd că dacă continuăm cu pomeni electorale, se duce România în cap. Și normal că mediul de afaceri vede că suntem direcționați doar într-o anumită zonă. Ani nu mai pot să rapt să-i văd la televizor că în continuu discută de unde sunt bani pentru pensionari. Și mă, măgarilor, oamenii ăia au construit România. Oamenii aceia sunt părinții și bunicii noștri. Eu nu pot lăsa acei oameni să moară de foame, să nu aibă bani de medicamente.